Județean Iași. Tudor Ciuhodaru este în legătură directă cu noi. Mulțumesc, domnule doctor, pentru această intervenție. Vin pacienți către Iași în acest moment. Fără discuție vor veni și spre Iași. Vă dați seama că într-o astfel de situație este firesc să îi ajutăm pe cei de la Piatra Neamț, iar în astfel de condiții critice e nevoie de a asigura pentru cât mai mulți pacienți, cât mai multe resurse. Există în clipa de față locuri pentru a primi pacienți suplimentari față de ceea ce are deja, bănuiesc, spitalul din Iași, care primește pacienți cu COVID-19? Să știți că centrul de Arș de la Iași este aproape în permanent solicit, iar în momentul de față cred, sunt convins că se va găsi și altă soluție, mai ales că vorbim despre pacienți care vin dintr-un spital de suport coronavirus, spitalul din Piatra Neamț, și mă gândesc și eu acum cu durere de ce acel spital de la Lescan, modular, cu secție de terapie intensivă, poate măcar îl deschide noaptea aceasta, cu 100 de paturi de terapie intensivă, nu a fost folosit până în acest moment. Gândiți-vă că aici este nevoie de suport important pentru pacienți în stare critică. Mi-ați spus la un moment dat că vorbim despre pacienți care erau deja intubați și că personalul medical, parcă ați spus, e vorba de un medic. E vorba de medicul, chiar medicul de gardă, cel care a încercat să le acorde asistență pacienților netransportabile. Exact, pe suprafață și grad important, ce necesită clar măsură. Cel puțin gradul 2, da, cel puțin gradul 2. Am zis 2-3, din câte am înțeles eu, 80% suprafață corporală, da. Cu un prognostic extrem de rezervat, mai ales că vorbim despre o arsură, despre o arsură provocată într-un spațiu închis. Gândiți-vă că într-o secție de terapie intensivă există multe materiale care, prin ardere, pot să degaje o sumedenie de gaze toxice. Vorbim de la oxigenul care întreține arderea și poate favoriza explozia. Vă dați seama că eu nu cum să știu ce a fost acolo, dar pe de altă parte toate materialele care există acolo pot să degaje gaze toxice și evident un factor suplimentar de complicații și de prognostic nefavorabil în evoluția noastră de cazuri critice. Situația este și mai complicată pentru că vorbim despre pacienți, din câte am înțeles, dintr-un spital coronavirus, așa că poate măcar în noaptea aceasta spitalul de la Lescan modular se deschide pentru a asigura suportul cel puțin pentru cei cu forme ușoare, pentru că dacă nu va fi într-adevăr o problemă pacienți care au și coronavirus și arsuri și intoxicații cu gaze toxice care trebuie. Și domnul Ursu, țineți minte că la începutul acestei pandemii spuneam cât este important să ar fi avut măcar 3-4 spitale de astea, 3. E foarte utilă sublinierea noastră și în acest moment, chiar și în acest moment, apropo de spitalul de la Lescan, mai este o situație pe care am semnalat-o și noi în urmă cu câteva zile. Înțeleg că e o sincopă în legătură cu alimentarea cu oxigen a unora dintre spitale. Sperăm să nu se fi recurs la soluții improvizate tocmai pentru a face față unei astfel de probleme. Sunt din păcate doar 3 furnizori, înțeleg, în România de oxigen pentru regim spitalicesc și ne aducem aminte cu toții, n-avem cum să uităm, tragedia de la maternitatea Giulești, acolo unde o altă improvizație, drept, atunci era vorba de una electrică, a condus la acea nenorocire. Și știm că, din păcate, în multe spitale din România, din sărăcie sau uneori din indolență, se recurge la tot felul de